Salut lume, mă numesc Sabin de la tutoriale InfoPCHQ. Astăzi vă voi învăța cum vă puteți optimiza sistemul de operare editând registri. Pentru început vom deschide un Notepad. Așa. În el vom lipi următorul lucru. Aceste date eu o să vi le las în descriere. Le vom salva pe desktop. Vom selecta All Files la Econding Unicode și vom salva cu numele de Registry Trick to Make Windows Faster.reg. Vom da salvare. Apoi vom închide. Apoi ne va apărea pe desktop Registry Trick Make to Windows Faster. Îl vom deschide și vom apăsa pe butonul Run. Apoi ne va apărea o fereastră care ne zice dacă dorim să adăugăm funcții de la un registru, de la un alt registru. Am apăsat asta, yes. Acum ne-a apărut că a fost notat acest lucru, a fost modificat cu un succes. Apoi vom apăsa pe tasta OK. Apoi, după un restart, își va face efectul, dar în cazul în care nu vă plac aceste setări, veți deschide acest fișier Restore Default Setting, tot la fel printr-un Notepad. Vă voi lăsa datele în descriere. Va face Windows-ul să fie ca înainte. Atât a fost pentru astăzi. Am fost Sabin de la tutoriale InfoPCHQ.